Permiteți-mi să citesc din Iov 19, 25 la 27, pentru că se pare că au fost versete importante pentru familie și sunt pe prima pagină acestui buletin de priveghi și pentru că deja s-au menționat și s-a citat din cartea lui Iov. Aș vrea să citesc aceste cuvinte. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta. În lăuntrul meu. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Iubită familie îndoliată, frate Jean, copii, mama Ana și întreaga familie Șopț, familia extinsă, personal, preună cu familia, în numele Bisericii Elim, vă adresăm sincerele noastre condoleanțe. Suntem împreună cu dumneavoastră din multe motive, multe au fost menționate în această seară, dar mai ales datorită a ceea ce dumneavoastră reprezentați în cadrul acestei comunități. Nu pot și să vă spun sincer, nici nu vreau să-mi imaginez ce este în sufletul fratelui Jean, pentru că el aici nu este doar ca soț și ca tată, este ca și slujitor al Evangheliei, este un păstor. Nu știu câte și ce întrebări sunt în sufletul lui cu privire la slujirea lui, cu privire la viitorul lui. Știu că am fost de vreo două ori în viață, în pragul unei asemenea experiențe și este foarte greu să-ți stăpânești sentimentele și să lați rațiunea credinței să ia decizii în dreptul tău cu privire la ceea ce te rogi, cu privire la ceea ce spui, mai ales cu privire la ceea ce nu spui. Gândiți-vă la drama aceasta, la echilibrul acesta pe care trebuie să-l păstrezi între a-ți manifesta durerea. Pentru că nu e așa, atunci când venim la priveghi sau la un serviciu funerar, este important să vedem cât de iubită a fost această soție, mamă, fică, soră în Domnul, prin întristarea și durerea pe care a lăsat-o în urmă. Însă este o graniță extrem de gingașă în a ne manifesta întristarea și durerea fără să-L supărăm pe Dumnezeu, care până la urmă este stăpân, face ce vrea și nimeni nu-L poate trage la răspundere. Când ne uităm la ceea ce se întâmplă în viața lui Iov, și e important să-l folosim pe Iov ca un etalon, pentru că nimeni n-a suferit ca el. Nu punem în calcul suferințele Domnului Iisus Hristos, care n-au avut de-a face cu suferințele normale, umane, ci a fost într-o cu totul altă dimensiune, suferința Domnului Iisus Hristos. Dar dintre oameni eu nu am auzit ca cineva să fi trecut prin tragedia pe care a experimentat-o Iov.
Și găsim multe locuri în cartea lui Iov, unde, poate nu direct, dar subînțeles, apare întrebarea de ce? Și până la urmă, de ce întrebăm de ce? Frații au subliniat foarte bine că dacă am rămâne blocați la nivelul acestei întrebări, în primul rând n-am avea răspuns, n-am avea un răspuns satisfăcător, în al doilea rând am cădea în depresie, pentru că nu-i așa, lucrurile la care n-avem răspuns ne dărâmă emoțional și poate și rațional și ne-ar fi pus în pericol credința. Oamenii întreabă de ce și întrebarea de ce, oamenii întreabă de ce, pentru teama de necunoscut, teama de anarhie, când nimic nu face sens, când pare contemplare, generează alta și alta, se combină împreună și produc accidente, produc necazuri, produc boli, produc suferințe în viețile noastre, ne deranjează, ni se strică țesătura aceasta foarte bine alcătuită a ceea ce noi am vrea să însemne viața noastră, viața noastră ordonată, lucrurile noastre bine puse la punct, visurile noastre programate și care generează așteptări. Bineînțeles, este teama de rău, de durere, de lacrimi, de suferințe. Și atunci când suntem față în față cu moartea, și teama de ireversibil, pentru că nu, învierea încă nu s-a produs, este o credință, este o nădejde esențială pentru viețile noastre, însă oamenii care pleacă dintre noi, în dimensiunea aceasta, în timpul acesta pe care îl trăim aici pe pământ, nu se mai întorc. Este o despărțire ireversibilă pentru timpul acesta pe care îl petrecem pe pământ. Iată de ce de multe ori suntem devastați de asemenea experiențe. Bine, există explicații superficiale, de ordin medical, și doctorii încearcă să ne explice ce se întâmplă, de ce se întâmplă, care este remediul, care sunt șansele. Explicații de ordin genetic, ce predispoziții sunt în organismul nostru, dacă există cumva, cine știe, în genetica noastră moștenit. Sunt explicații filozofice. Și toate acestea, am spus că sunt superficiale, nu răspund la întrebările mari ale vieții. În cele din urmă, moartea este o realitate tragică, produce văduvie, orfani, relații stricate, prietenii, are impact chiar social în jurul nostru. Bineînțeles, rămânem cu amintirile care ne consumă pentru tot restul vieții, în funcție de cât de aproape cineva a fost de persoana care a plecat în veșnicie. O asemenea soție, mamă, fiică, soră, lasă multe amintiri în urmă. Probabil că tot ce s-a întâmplat frumos și bine în viața acestei familii se leagă de munca, de sacrificiile, de zâmbetul, de dispoziția acestei surori a noastre. În biserica unde a slujit, nu, rămân niște rupturi ca soție de păstor, împreună cu celelalte surori din biserică, a creat niște relații, a avut un impact, a coagulat în jurul ei energii, inițiative. Vedeți, Iov n-are o explicație clară cu privire la nenorocirile și tragediile din viața lui, însă Iov face un lucru. Înlocuiește orice porțiune albă și necunoscută din viața lui cu Dumnezeu. Și cred că modelul pe care fratele
păstor Jean Țibul a luat atunci când a spus Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat, este ceea ce umple toate necunoscutele, toate dilemele din viața noastră. Vedeți, prietenii lui Iov atunci când au venit la el ca să-l compătimească, au rămas muți zile la rând. Însă după ce încep să vorbească, îl trag în cursa explicațiilor premature și încep să-l ispitească pe Iov, să-i amărască sufletul, pentru că nu e așa. Este foarte ușor să găsim explicații în dreptul altora. Dragii mei, este foarte clar pentru noi copiii lui Dumnezeu că moartea nu este o pedepsă și o urgie divină pentru noi copiii lui Dumnezeu. Este o pedeapsă și o urgie divină pentru toți oamenii care se nasc pe pământul ăsta, pentru că toți au păcătuit, toți s-au născut în păcat. Moartea este rezultatul implantului genetic pe care păcatul l-a produs în grădina Edenului. Ne naștem cu această moștenire. Însă în momentul în care noi am încercat să atribuim suferința, necazul, lacrimile, moartea altor factori, intrăm pe un teren extrem de periculos, exact așa cum psalmistul odinioară s-a uitat la viața lui, a văzut că nu-i merg lucrurile bine, s-a uitat la cei răi și i s-a creat percepția că ei n-au necazuri și că nu suferă niciodată și că toate lucrurile le merg bine. Și era să-i se clatine piciorul. Prietenii lui Iov îl acuză pe Iov, crezând că în felul acesta îl dezvinovățesc pe Dumnezeu. Să știți că Dumnezeu nu are nevoie de noi să-L apărăm sau să-L dezvinovățim. Iov, în schimb, când este acuzat de prietenii lui, se dezvinovățește. Și să știți că există o mare diferență între explicație și acuzație. Interesant că prietenii lui Iov, ca să-l dezvinovățească pe Dumnezeu, îl acuză pe Iov. Iov, ca să se dezvinovățească pe el însuși, nu-l acuză pe Dumnezeu. Nu-l acuză pe Dumnezeu. Frate Jean, nimeni nu cunoaște și n-a cunoscut-o mai bine pe sora Lidia decât tu. Și în momentul în care ți-ai sacrificat ani din viață, cu speranța, cu dorința, să o vezi sănătoasă lângă tine, ai făcut-o pentru că nu ți-ai închipuit să trăiești și să respiri fără scumpa ta soție, fără ca ea să fie în mijlocul familiei tale împreună cu copiii tăi. Ați fost niște oameni neprihăniți, cu o reputație frumoasă, intactă în comunitatea noastră. Cu o slujire devotată, apreciată. Și cuvintele colegului tău arată cu prisosință lucrul acesta. Nimeni de aici n-a venit decât să vă acorde suport, înțelegere, compasiune, dragoste și admirație. Vedeți, la un moment dat, Iov în cartea lui, mirat de atitudinea prietenilor lui. Nu-i așa, e frumos să fim împreună și să iubim și să încurajăm această familie? Dacă Iov ar fi avut așa o comunitate în jurul lui, dacă ar fi avut Iov așa prieteni. Și la un moment dat în durerea lui le spune, în capitolul 6, versetul 14, cel ce suferă are drept la mila prietenului, chiar dacă părăsește frica de cel atotputernic.
Și ce înseamnă asta? Până și oamenii din lume, până și oamenii nelegiuiți, până și oamenii despre care ai putea spune merită că îl necinstesc pe Dumnezeu, că îl blasfemă pe Dumnezeu, că i-au întors spatele lui Dumnezeu. În mijlocul tragediei și a necazului, până și oamenii ăștia au drept, și Iov aici enunță un principiu de ordin divin, au drept la compasiune, cum se spunea mai devreme, la milă. Cu atât mai mult, un om neprihănit ca Iov, cu atât mai mult, dumneavoastră, familia îndoliată. Ceea ce facem noi aici nu este un dar, nu este un privilegiu, e un drept pe care Dumnezeu îl dă omului amărât, omului necăjit, omului care este în mijlocul tragediei vieții. Vedeți, Dumnezeu este o explicație care nu îl dezonorează și nu îl pune în dificultate pe Dumnezeu. Dacă cineva se uită la imaginile acestea și văd copii orfani, un soț văduv la o vârstă încă tânără, o mamă îndoliată și îndurerată, frați, surori, prieteni, îndurerați și înlătrimați, privesc această tragedie și spun de ce, că până la urmă nu întrebăm noi, dar întreabă alții. Și explicația noastră este Dumnezeu. Și uneori oamenii, când dăm această explicație, Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat, se uită la Dumnezeu, îl arată cu degetul și spune, dar un Dumnezeu bun, dar un Dumnezeu mare, dar tot puternic, dar să îngăduie așa ceva. Și transformă explicația noastră într-o acuzație la adresa lui Dumnezeu. Frate Jean, să n-ai niciun fel de rezervă să explici suferința ta cu numele Domnului și cu autoritatea lui Dumnezeu. Nu-L vei supăra pe Dumnezeu, că nu dai vina pe El, ci accepți autoritatea Lui în viața ta, așa cum ai făcut-o atunci când ai acceptat să-L slujești, atunci când ai acceptat să fii ordinat în slujbă și acum în momentul ăsta. Pe Dumnezeu nimeni nu-L va pune vreodată în încurcătură atunci când îl arată pe El și spune, Domnul a îngăduit să trec prin necazul acesta, Domnul a îngăduit să trec prin suferința aceasta. Să știți că Dumnezeu e suficient de mare, de înțelept, de puternic să explice totul într-o zi. Vine o zi când explicațiile lui Dumnezeu vor fi suficiente și ca să satisfacă și ca să acuze fără drept de apel pe cei care nu l-au urmat. De fapt, explicația lui Iov, și Biblia spune aici în capitolul 1, atunci Iov s-a sculat și a sfâșiat mantaua și și-a tuns capul, apoi aruncându-se la pământ s-a închinat și a zis, gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat, binecuvântat fie numele Domnului. În toate acestea Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Explicația lui Iov, că până la urmă cuvintele acestea au fost consemnate și oamenii din jur au privit la Iov să vadă reacția lui. 10 copii, slugile, averile, sănătatea și o soție devastată. Și ascultați, mila lui Dumnezeu este așa de mare
o înțelege până și pe soția lui Iov. Că după cum a avut milă de Eva în grădina Edenului și a rămas sursa de viață pentru toți oamenii din lumea aceasta, tot așa Dumnezeu a iertat-o și pe o mamă, că nu numai Iov a suferit, mama asta a suferit. A îngăduit-o, a înțeles-o, n-a nimicit-o și a făcut-o sursa de viață pentru viitorul lui Iov. Dumnezeu înțelege durerea și suferința. Ei, Iov, atunci când dă această explicație, explicația aceasta este o expresie a întristării lui. E normal să fiți întristați, nu ca cei care n-au nădejde, dar întristarea, suferința, exprimarea întristării face bine sufletului. Odinioară prorocul spunea, dă-i mi-ar fi capul plin cu apă, ca să pot să plâng. Lacrimile fac bine sufletului în mijlocul durerii, să știți că și în mijlocul bucuriei. Hristos a înfiorat în Duhul lui, Hristos a plâns. Cartea Eclesiastului spune că râsul este modul de exprimare al nebuniei. Când oamenii se adună cu scopul de a râde. Știți că Dumnezeu nu e neapărat împotriva râsului. Sunt momente când ne bucurăm, când zâmbim, când râdem. Dar dacă ne adunăm cu scopul de a râde, dacă declarăm o casă, casa a râsului, aia devine casa nebuniei. Cu intenția de a-i face pe oameni să râdă. O casă de jale este o casă a înțelepciunii. Și Iov jelește și se întristează. Își rupe hainele, tunde și spune, gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Dar vă rog să observați declarația lui Iov, reprezintă și o încercare a lui Iov. Și Biblia spune că noi trebuie să fim biruitori în încercare, o încercare de care el nu este conștient la vremea respectivă. El nu știe ce târg s-a făcut în rai. El nu știe că încercarea lui este o încercare a onoarei lui Dumnezeu. Că el prin cuvintele lui îl onorează pe Dumnezeu. Este biruitor în încercarea lui pentru că diavolul pune la test, pune la încercare onoarea lui Dumnezeu. Să știți că ori de câte ori trecem prin întristări, asta este o încercare. Îl vom onora sau îl vom dezonora pe Dumnezeu? Vom da apă la moară celui rău care vă spune, vezi, până aici a ținut credința și uite ce oameni are Dumnezeu în lume. Sau ne va face să ne uităm la dumneavoastră, o familie frumoasă. Știu că mândria este un lucru rău în sensul negativ al cuvântului. Însă, sora Ana, uitându-vă în jurul dumneavoastră la toți acești copii, toate binecuvântările pe care Dumnezeu vi le-a dat, puteți să fiți mândră de familia dumneavoastră, de copiii dumneavoastră, de nepoții dumneavoastră care sunt împreună și poartă povara asta mare pe mulți umeri. Cred că astăzi voi îl onorați pe Dumnezeu. Cred că astăzi voi îi dați dreptate lui Dumnezeu. Și lui Dumnezeu nu este greu să se laude cu oamenii
care îi satisfac onoarea. Și nu e greu să-i onoreze. Știi ce îi spune lui Petru Domnul Iisus? Vorbea despre felul în care Petru a vrea să-l proslăvească pe Dumnezeu prin moartea lui. Noi ne uităm doar la segmentul acesta limitat al unui trup neînsuflețit, va fi pus în mormânt, îl acoperim, nu mai vrem să știm ce se întâmplă acolo. Și Biblia spune că este semănat în ocară. Dar aici noi n-avem de-a face cu un moment de ocară, avem de-a face cu o proslăvire. Și Pavel spunea, cum l-am proslăvit prin viața mea, să-l proslăvesc și prin moartea mea. Și cine îl proslăvește pe Dumnezeu va fi proslăvit de Dumnezeu și proslăvirea noastră va fi la înviere. Pentru că până la urmă, declarația lui Iov este un act de închinare. Spune apoi, aruncându-se la pământ, s-a închinat. Până la urmă, de ce am venit noi în locul acesta? Am venit în memoria unei surori, acelei ce v-a fost soție, mamă, fică, soră, ca să respectăm memoria ei, să respectăm amintirile, să respectăm admirația. Am venit să fim alături de dumneavoastră pentru că în trupul lui Hristos plângem cu cei ce plâng, dar mai presus de orice am venit să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Pentru că la sfârșitul acestei serii, toți ar trebui să spunem, Domnul a dat, Domnul a luat. Fie numele Domnului binecuvântat. Frate Jean, ai spus lucrurile astea în dreptul soției tale. Să știi că într-o zi vor spune lucrurile astea copiii tăi în dreptul tău. Slăvit să fie numele Domnului. Să vă mângâie Domnul Iisus. Amin.